Salutare și bine ați venit pe Minecraft România! Ca întotdeauna eu sunt Radu, iar în videoul de astăzi vom continua construcția micii noastre cabane. Pentru cei care a zis că nu e mică, ba da, e mică! Opa! Aoleu, o să cam rămân fără topor, nașpa. Dacă mă greșesc mult așa, da, sigur o să rămân. Ok, în videoul acesta vreau să vă cer mai întâi o mică părere. Voi ce sugestii ați avea pentru un intro la videourile mele? M-am tot gândit, nu prea am idei cum să-l fac. Am avut câteva idei, dar ceva simplist. Eu vreau ceva, nu știu, care să impresioneze la prima vedere. Deci m-am gândit numai la chestii simpliste. Eventual, dacă cineva se oferă să mă și ajute cu acest intro, eu nu să refuz. O să, dacă vă pricepeți la diferitele programe de creare a videourilor, respectiv After Effects, 3D Studio sau cum n-ai de să ne numea, că ăla nu a folosit, ăsta, Sony Vegas Pro, Premiere Pro. Și aveți, deci dacă vă pricepe și aveți ceva timp liber, vă rog să mă contactați. Dacă vă iese ceva frumos, normal că veți fi și răsplătiți. Acum voi vă alegeți răsplata. Ne discutăm, dacă este chiar ceva foarte bine, bine, vă ofer și o anumită sumă de bani, vorbim, nu, deci nu e nicio problemă. Dacă nu mi-l fac eu, că mă descurc, dar nu o să pot face, după cum am zis, următoarele 3 săptămâni. Vă anunț că acest video l-am făcut de mult și deja, și abia acum, deci vă garantez că o să ajungă destul de târziu pe site față de momentul la care l-am făcut. Probabil că la acest moment mă sunt în pat și mă uit la tavan. Activitatea mea favorită în aceste săptămâni. Bun, asta e etajul 2. Unde am? Uai, ce a fost asta? Fac grijă pentru întuneric, decât că nu o să vedeți voi, dar n-am nicio dor să vedem dacă găsim vreo 3 way pe afară. Chiar așa să vin fără resursă la mine pe o vacă. Altă vacă... Na. Bun. Atunci hai să intrăm iar și în casă. Încă bănuță. Și să mă apuc să fac... practică... acoperișul. Veți vedea imediat ce idee mi-a venit pentru acoperiș. Ok, hai să văd câte fac, am pus acolo mai multe, nu o să le transform pe toate în scări. Bun, aia cred că mi-ajung. O să mai am nevoie și de... și ce mai am nevoie? De niște scări destelante ca să urc sus.
Da, oare cum se făceau? Ah, parcă tot asta. Am mutat să fac scări. Ah, așa. Gata, n-am zis. Bun, le arunc. Asta le ținem că cine știe când ne trebuie. Am primit niște întrebări cum ar fi de ce mai de mult lumea făcea construcția nu așa, ci așa și puteau să urce. Păi, asta era un fel de bug până în beta 1.8, mi se pare. De ce zic că era bug? Pentru că după l-au schimbat. Opa, nu. Opa, stai. Îmi face feste tastatura, ce naiba? A rămas fără baterii? Am mai făcut o intrare în casă cu ocazia asta. Mi-a rămas tastatura fără baterie. Ceea ce nu e bine. Nu e bine deloc. Bun. Așa. Și acum să începem. Nu. Deci, trebuie să le pun așa. Cred că am făcut căbănuța asta cam mare. Nu foarte, dar totuși. Opa. Da. Minunat. Bun, trebuie să pun dărtul ăsta aici, ce nu o să-mi ajungă lemnul. Nu înțeleg. Bă! What? Ce? Da. Bun. Cu ocazia asta o să iau și ceva iteme. Ce mi-a mai rămas după ce m-am apucat de... Ai, de cap. Parcă... Aici era 4. Și ce mai vreau? Cărbune. Și Nema. O firă. Da, am o idee cât de cât. O să ajung acolo cum am ajuns și ultima dată. Adică așa. O să fac și într-acolo o plecare de aici. Dar pe partea asta, cred. Bun, pentru cei care n-ați văzut videoul meu anterior, v-am prezentat această cale ferată, să-i spunem. Acolo e căsuța. Mai de mult, adică prima dată când am făcut casa, nu, prima dată când am făcut turnul ăsta, el nu era închis deasupra. Și întotdeauna când ajungeam acolo și mă opream, picam fix în gol, picam fix în el și muream de fiecare dată. Era să fac asta, asta am făcut în prima mea încercare de a face video. Asta mi s-a întâmplat. Trebuie să mă orientez după aia, să văd unde e de fapt căsuța. Ați văzut-o de acolo de sus. Aici jos nu este foarte bine conturată intrarea. Da, am văzut, uitați-o. Aoleu,
trebuie să mergem la baza mult, trebuie să recuperez itemele. Da. Ok, cam atât cu video-ul cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Continuăm data viitoare. Și ca întotdeauna, vă mulțumesc pentru că v-ați uitat, iar dacă v-a plăcut video-ul meu, dați un like, share-uiți-l cu prieteni pe Facebook, Twitter și pe Google+, iar de asemenea, adăugați-l la favorite. Pa, pa!